Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hidden Agenda. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem în episod de azi. Vom continua cu povestea noastră. M-ați lăsat complet șocat la episodul de data trecută, adică am rămas așa complet mască pentru că nu mi-a venit să cred că s-au strâns peste 12.000 de like-uri. Pur și simplu cred că voi așteptați un joc cu poveste de ceva vreme și ăsta e unul din ele. Ba chiar aș vrea să vă menționez faptul că jocul e făcut de băieții care au făcut Until Dawn, de aceiași oameni. De-aia seamănă atât de mult. Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place în continuare joculețul și dacă o să mai vreți să facem și alte episoade. Poate chiar facem tot jocul și îl terminăm. Și dacă cumva sunteți noi aici pe canal și vedeți episodul ăsta pentru prima dată, nu uitați să apăsați și butonașul la roșu de subscribe ca să fiți aici abonați și clopoțelul ca să primiți notificări. Bun, hai să-i dăm drumul și să vedem care-i treaba. Asta e după ce a explodat bomba aia. De fapt, asta povestea. Admiring sau curious? Ai fost foarte curajoasă să te duci acolo singură unde a fost bomba. Doar își făcea job-ul ei. How did you link Finn to the scene? I discovered them as the Finn had left a hair at the scene. Cum ți-ai dat seama că era Finn acolo? Deci a găsit un fir de păr al lui Finn acolo. Așa și-a dat seama că el era criminalul. When we got the tip that he'd been spotted at a squat, we just happened to be driving by. Shit just seems to fall in your lap, detective. Mama Bear's got. Se tot ia de ea. Tipul ăsta nu-mi place. Frustrated sau calm, try work together. Hai să-i zicem frustrated, nu ajuți. Tot timpul să ia de ea. Da, n-ar trebui să te porți așa. Și că e cazul lui. E cazul lui și el a prins deja criminalul. E cineva important, ia. Sergeant. Polite sau demanding? Do you have Adam's forensics? Hai să cerem să vedem dacă au detalii despre Adam mai multe. Do you have Adam Jones's forensics records on file? Well, not from his death. Nu de la moartea lui. Aveți ceva, yes, orice? Most likely. Would it be possible to pull those records and să ne dea gen sângele lui sau ceva de genul? Are you shitting me? You're wasting the time of this entire division, you understand? Frate, asta mă enervează. I got a better idea. We let that psycho die on the table. Să-l lasă să moară pe ăla. Da. I-a zis și sergentul, frate, să se oprească. Thank you. Deci o să ne dea ceva, din ce am înțeles, ceva ADN de la Adam ăsta de când a intrat el în orfelinat. Faza e că ei nu au nimic, nicio dovadă că el ar fi murit. Yeah, I just wanted to say that Calvary's a dick. Yeah. Don't worry about it. Vorbesc de ăla că e cam nesimțit așa. Dismissive goodbye. You're free tonight. Hai să fim friendly. Hai să fim prietenoși. Hey, what are you doing tonight? What? I've got a huge stack of files at my apartment. Ah, o invită la apartamentul ei să lucreze împreună. Okay. Okay, sure. De ce nu? Perfect. Și da, tipa a jucat în Arrow. Ții minte și mi-au spus foarte mulți oameni în comentarii. Mulțumesc celor care mi-au zis. M-am uitat și eu la Arrow. Nu m-am uitat decât la primele două sezoane sau ceva de genul ăsta și pe aia n-am mai avut timp să mă uit, dar ar trebui să mă mai uit, cred că încă continuă serialul ăla. Și o vedeți pe actrița asta. Grace Residence, au venit aici să lucreze la acest caz împreună. Target number one. Rupert Walsh. Asta a fost unul din... After he killed him, the trapper rigged a shotgun to the motel door and the unul din oameni care a fost omorât. Deci, un shotgun automat pus de ușă. Și l-a omorât automat când a deschis cineva ușa. Să mă uit și pe telefon să văd. Mamă, ce grafic are. Uitați-vă la ochii ei. Ricky, do you want to take a break? Annoyed sau apologetic? It's been hard to sleep. Do I look tired? Hai să fim apologetic, hai să fim prietenoși. I'm sorry. It's just this was all. Nu vreau să ne batem sau ceva. Staring at these files again. Trebuie să lucrăm împreună. Execution coming up. I don't know. It's been hard to sleep with this shit just running through my head.
nu prea a putut să doarmă recent. Și că o să fie gata înainte să-ți dai seama, o să termine rapid. A doua țintă. LeMay. Al doilea om care a murit. Couple years before the orphanage, narcotics had a file on him a mile wide. Ceva cu droguri se ocupa el. Slippery son of a bitch. The trapper left his body in a pitch black room. Vedeți, criminalul ăsta omora acești oameni care erau răi, dar tot nu face asta ok. Adică, indiferent că oamenii erau răi. His first real kill, more sophisticated, but he wasn't satisfied. Third target. Father Rominski. Chaplain at Las Palmas. Asta era părintele de la orfelinat. Yeah, allegedly. The trapper knocked him out, cut him open and l-a deschis, l-a tăiat în două și a pus bombe înăuntru în el, Doamne ferește. Și că au găsit filmarea. Kneel in prayer for hours confessing his sins. Doamne ferește. When he got what he wanted, he called Sergeant Teller. Did you know the other two cops? Știi ceilalți doi polițiști? So, all three of them and you, a first responder in the botched attempt, all from the third precinct? De ce nu s-au dus și ceilalți? Did you know the other two? Da, ceilalți doi polițiști nu s-au dus la la zona crimei. Enough to know that I didn't like them much. I got out of there. De ce s-a dus doar ea singură acolo? Ea la ce făceau? The first victims in each incident were just a smokescreen and the real target was the third precinct. Dacă cumva, deci a zis că dacă cumva aceste crime au fost doar așa la vrăjeală și adevărata crimă a fost în sediul de poliție. Dar ce s-a întâmplat în sediul de poliție? Interesting. Interesting. Hai să vedem interesting. Yeah. These three cops, they weren't exactly best. Nu erau cei mai buni polițiști chiar. Third precinct had problems of chemical variety. Aveau probleme. Foloseau droguri polițiștii, ok. I'm surprised this never came up in the investigation. Interesant. Anyways, you might have something. S-ar putea să ai ceva. What's up with you and Calvary? No, there's a guy who's got it coming. Calvary e ăla care se tot ia de ea. Angry sau resentful, he's got a stick up his ass. He says I've misplaced evidence. Hai să-i zicem adevărul. Zice că nu am arătat. Zice că am făcut ceva greșit cu dovada. No. Yeah, Calvary just had to stick his nose in it. What did he do? He says that I misplaced evidence. Căci că ar fi furat chestii de la locul crimei. And now there's even a full-blown inquiry. Na, i-a spus adevărul. Eu cred că e bine. It means not above suspicion and the FBI doesn't want people who are not above suspicion. That's some hard luck, Becky. Da. Hard luck. E cam aiurea ce s-a întâmplat ei. Pentru că ea pare o polițistă foarte bună. My first week on the beat. He eats his gun. That's hard luck. Și tatăl ei a fost, a lucrat în poliție la fel. You haven't heard the things they say about me. N-ai auzit lucrurile care se zic despre mine. I can feel it. Fac glume pe seama ei din cauza asta. Și vă gândiți că i-a ajutat de fapt. Adică supposed to be crazy, right? Like father, like daughter. Și ce că și tatăl ei a făcut ceva de genul ăsta. Okay, I'm sure everything's going to work out. Ok, ești o polițistă bună. Bă, astea au fost niște decizii. Acum, în funcție de deciziile pe care noi le luăm, finalul se va schimba. Da? Deci dacă vă uitați la un alt gameplay pe YouTube, probabil veți vedea un alt final sau alte chestii, alt gameplay față de ce avem noi. Ce se întâmplă aici? Au găsit ceva polițiștii? Caution advised, aveți grijă. Mă, cât de bine e făcut jocul ăsta și se vede că e făcut de băieții care au făcut Until Dawn, pentru că ăștia sunt actori, oamenii pe care îi vedeți sunt actori, nu știu, vocile sunt foarte bine făcute, tot e ca un film. Asta e poliția. Răspundeți! Ce e aici? Trebuie să ai grijă, pentru că uneori îți dă o chestie foarte rapidă să apeși și trebuie să stai cu degetul pe ecran. Și jocul ăsta se joacă doar din telefonul mobil. Pentru că îți conectezi telefonul mobil la PS4, știi? E ciudat, n-am mai văzut până acum chestia asta, dar e interesant într-un fel.
Nu e chiar foarte precis, asta e cam aiurea, pentru că dacă ai de făcut o mișcare precisă, e nașpa, dar... Opa, nu se aprinde... Zi-mi că n-are bombă pe el sau ceva, că ăsta e cu bombele. Criminalul ăsta. Văd că are o pernă deasupra capului, ceea ce îmi zice... Ah! Mamă, ce m-a speriat! Fai de capul meu, mi-a sărit inima din piept. Bă, și ce ziceam? Deci, v-am zis? Sper că n-are o bombă, exact asta ziceam. Oh my god, Becky, nu te duci și tu acolo. Mama, mi-e frică pentru Becky, frate. Hey, what's going on? We got a problem. Am o problemă. There's a cop. What? What happened? Ce s-a întâmplat? Call came in, there was a body. Responder showed up, body was rigged. Corpul era plin de explozivi. Da, deci vedeți, deși ăla e la închisoare, cine a pus bomba? Eu zic că e Adam ăla. Who's is it? Police. Who? How? Cine e? Cine a murit? What? What? No, that doesn't Calvary a murit? Deci ăla care se lua de ea a murit. Într-un fel nu-mi pare rău, sincer. E fucked up, dar totuși știu ce făcea ăla și nu... Dacă chiar ăla e, sau am înțeles eu greșit. Da, el e. Excuse me, would you please stay clear of my working area? Dar el e cel omorât? Cu pernă? Și a cumpărat o prostituată și a dus-o aici la această cabană. Track her down. Only got a partial description. Și așa l-a omorât. Am înțeles. Deci el era cel cu bombă pe el. Calvary put a whole clip in that wall and then hit one thing. Mamă, și uite, sunt gloanțe pe acolo. Le vedeți? Eu le văd deja. The responder? Calvary's body was rigged. Da. Au băgat bombe în corpul lui. Eu pun pariu că e Adam ăla și nu e tipul ăla de la închisoare, de fapt. Ok, avem puțin timp să găsim indicii. Eu deja văd unul și anume ăla de acolo e unul. Al doilea. Uite, aici e încă unul. Și tabloul ăla e cam ciudat. Tabloul? Ok, 3 indicii. Hai că le-am găsit pe toate 3. Super tare. Am luat și un trofeu. That's a whole clip. No, a tras un încărcător întreg și l-a nimerit. De ce n-a nimerit? Asta e întrebarea. Că... Capcană de șoarece? E chiar el. E chiar el, e chiar ăla cu bombele, trapper-ul. Îmi aduce aminte foarte mult de Jigsaw, criminalul ăsta. Tablou, ok, avem o cameră, a căzut o cameră pe jos, ai văzut-o? Eu am văzut-o. Cum? E o cameră pe jos. Uite-te în jos. Așa, nu, uite-te în jos. În jos. Oh my god. I'm sorry, but I have to ask you this. Trebuie să te întreb asta, Becky. Unde ai fost aseară? Pe bune? Ne învinuiești pe bune? Hai să zic, are you serious, că mă enervează deja. Nu te acuz. E primul lucru pe care îl zici. This is insane, fuck you. Ok, să zicem, this is insane. Să o nebunie. Zice că doar că l-uram noi, că l-am fi omorât noi. Nu știu, mie mi s-a părut ridicol să mă întrebi pe mine dacă am pus bombe în el. Adică, frate, până la urmă suntem agent acolo la poliție, detectiv. Oh my god. Vai, deci mă sperie jocul ăsta. What the fuck? Ai mai explodat o bombă. A mai explodat o bombă. End of part 1. Sper că nu s-a terminat jocul, nu? Nu. Ok, e pe parts. Ok, va continua după asta. Așa, avem acolo continuum. Dacă tot ne-a dat asta, dacă ați urmărit până aici, în descrierea acestui videoclip veți avea pagina mea de Instagram,
arată ceva de genul ăsta. Dacă dați acolo follow, veți vedea poze destul de interesante pe care le mai postez eu. Așa că dați acolo un follow dacă vă interesează ceva de genul ăsta și hai să continuăm cu videoclipul. Nu știam că e pe parts, dar aparent este. Aha, și astea sunt deciziile pe care le-am luat eu în prima parte. Uitați-vă și voi, Becky reset, Finn and save, nu știu ce, Becky and her partner were așa. Finn's story, blah, she met him at the court. At the court the same day. Deci fiecare decizie a contat. Fiecare opțiune pe care am dat-o până acum. Sunt curios dacă la sfârșit puteam să-i zic că I was with Felicity, să-i zic asta și era mai bine. Sau a fost greșit că eu i-am zis lui ăla, gen, i-am zis fuck you, că n-ar fi trebuit să întrebe asta. Asta e interesant. Asta e interesant și cu siguranță vreau să aflu mai multe. Acum nu știu, am zis că sunt mai multe endinguri, nu cred că o să le fac pe toate. Vedem ce ending îmi dă mie, știi, în funcție de opțiunile pe care le aleg. Nu pot să aleg cele mai bune opțiuni, pur și simplu aleg opțiunile pe care cred eu că le-aș alege dacă aș fi acolo, în viața reală. Bun, partea a doua. And now, part two of Hidden Agenda. Bă, zici că mă gândeam la un serial, pe bune. Partea a doua din Hidden Agenda. În ultimul episod s-au întâmplat, știi cum e la scala un serial obișnuit. E ciudat să stau cu telefonul în mână tot timpul, dar ăsta e controllerul. Aș vrea să pot să vă arăt și imaginea de pe telefon în același timp, dar nu se poate. Hey Simon, how you holding up? Okay. Hanging in there. A lot of extra work whenever. Nu e supărat că a murit partenerul lui. Okay, okay guys, settle down. Listen up. Hey, listen up. We lost a cop today. Am pierdut un polițist astăzi. Another one won't be returning to active duty. And it could have been even worse. S-ar putea să fie și mai rău de atât. It's going to be tough on all of us. O să ne fie foarte greu. I thought we'd see the day that Jack Calvary went down for the count. Yeah. Well, let's be blunt, he wasn't the kind to catch his flies with sugar. Bă, a făcut o greșeală aici. S-a dus și a luat o prostituată și s-a dus la o cabană undeva ciudat. Curious, what's the latest on the witness? You really think this is the trapper? Hai să dăm curious, suntem curioși. Excuse me, sergeant. What's the latest on the witness? The call girl? We got an APB out and deci s-o găsim pe prostituata aia ca să ne dea mai multe detalii, dar era o cameră care a căzut pe jos, frate. Until we have reason to believe otherwise, we are treating this as a trapper copycat. Trapper copycat. It's entirely possible that ei zic că e un criminal care îl copiază pe trapper. Eu nu cred. Graves here to help with the investigation. She is familiar with the trapper's MO. She's here to help. Please extend her. Și Felicity ne va ajuta. One more thing. District Attorney Felicity Graves has negotiated to have Jonathan Finn temporarily released into our custody. Și ne zice că luăm pe Finn aici la poliție. I think this might be a valuable lead and I'm going to follow it through. Măcar asta gândește. În comparație cu ăla alt care a murit. I'm going to need you to look into Calvary's old trapper case files. We're looking for links here, anything we could have missed. Să ne uităm la chestii pe care le-am putut rata. Ok, restrained. Restrained sau annoyed. Hai să fim ok cu chestia asta, nu vrem să zică ăștia cine știe ce de noi. Ok, time to get moving. Până la urmă, sergentul e șeful nostru, nu? Jack Calvary is watching from whatever shithole he ended up in. It's doing proud. Și acum ne pune să mergem să căutăm în fișierele tipului care a murit, să aflăm niște detalii, poate. How you holding up? Cum te descurci? Anxious or restrained? They think I'm crazy. Cred că sunt nebună. Hai să zic că cred că restrained. Cred că sunt nebună. Am dat pe ăla din greșeală. Mai aiurea cu ăsta. Am răspuns că e nașpa să pierzi un polițist. E ok și asta. They're getting ready to move Finn for his little field trip. I'd like for you to join us. Să vină cu noi când îl mutăm pe Finn din pușcărie. Do we have a problem? Avem o problemă? Do you really think that I have something to do with this? Chiar crezi că am avut ceva de a face cu asta? Oh, no, Tom, you come on. Will you move, please? Să se dea din cale. Concerned sau annoyed?
Trebuie să fim onești unul cu celălalt. I'm your partner. Suntem parteneri. Honest? Fun. Starea primul polițist care a fost atunci. Unii cred că ești nebună. Tom, you're accusing me of murdering a fellow officer. Mă acuzi că aș fi omorât un polițist? Aveai motiv. Doar îmi fac job-ul. Threatening, why are you pushing me? Shit, I thought we were partners. Threatening, adică să-l amenințăm sau dezamăgiți? Hai să zicem dezamăgiți pentru că totuși sunt parteneri și ar trebui să aibă mai multă încredere decât un polițist normal. You're my partner, Tom. How can I forget? We're supposed to be on the same side. Ar trebui să fim de aceeași parte. I'm on your side because I'm your partner. I'm on your side because I'm your friend. Sunt de parte ta pentru că suntem prieteni, nu că suntem parteneri. Why do you think Rick's put you on case review? He just wants me out of the way. Maybe. Or maybe he thinks you'll actually find something. Ok. Deci aparent trebuie să facem ce ne-a zis, să mergem să găsim ceva în acele documente. Ok, ce avem aici? Ia să vedem. Adam Jones was definitely at Las Palmas, same time. Adam Jones a fost la Las Palmas. Allegedly died in the fire that shut the place down. Now, la orfelinat. Jones grew up to be the trapper, but Jones a fost trapperul. How can that be possible? Cum ar putea fi asta posibil? Doesn't make sense. Adică Adam ăla. Investigate Las Palmas Orphanage, investigate orderly from Las Palmas, trapper's first victim. Ce m-ar interesa mai mult? Las Palmas Orphanage, uite asta, că văd acolo capcana aia. Father Rominski, ăla care era șeful de la orfelinat. Finn told Felicity that Rominski had some kind of secret room. Rominski avea o cameră secretă. Dar nu zice nimeni nimic de ea și n-am găsit nimic la poliție. Să mergem la orfelinat și să ne uităm după camera aia, știți, că au menționat ei de o cameră numită de playroom, camera în care erau activități în plus cu copiii. Ce activități, probabil destul de rele, dar da, orfelinatul ăsta a ars. Nu mai e întreg. Oh-oh. A dat lacătul jos. Bă, eu nu m-aș fi dus. Dar până la urmă e job-ul ei. Adică asta trebuie să facă. Ok. The play... What? Mai recunoști camera dacă o vezi? Adică... Nici măcar nu știu. Mamă, cum arată locul ăsta. Vă imaginați să fiți aici ca și copil? Nu neapărat că cum arată acum, dar îți imaginez că așa arăta și atunci. E destul de creepy. Și mai mult că e o închisoare decât altceva. Și că e aia din Outlast. Ok, ce avem aici? Mam. L-au desenat pe acest părinte acolo, vedeți? Cineva în spate. E cineva în spatele tău. Nu, 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 nu. Nu, te rog. Te rog, nu. Trebuie să stau pe fază, că nu vreau să moară. Poate să moară. Clues found. Oh, avem indicii. Avem indicii. Mă uit peste tot. Aici e unul. Aici e unul. Hai al. Mai vreau încă unul. Nu mai am niciunul. Aia, ăla-i. L-am luat. Două indicii. Ok. Măcar am luat două. O poză. Cine e în poză? Mă, dar trebuie să le faci așa de repede, indicină. Și jos, a loose panel. Ceva e după chestia aia. Mai era o poză, ceva, un tablou. Oh, un buton oare spre o cameră secretă? Oare? Nu știu, mă trec Fury, frate, numai că știind că e în orfelinatul ăsta, pentru că...
Mi-e frică pentru ea. Am văzut pe cineva care a mers pe aici. S-ar putea tipul ăla, Adam, să fie aici. Criminalul. S-ar putea ca asta să fie casa lui acum. Cred că am găsit playroom-ul. Poze cu fete de prin reviste. Vezi, sunt fete aproape dezbrăcate. Oh, hello ladies. Looks like Sins of the Father Ruminski was a regular customer. Ah, erau prostituate, mă, și le suna părintele ăsta. Interesant. Era client fidel, aparent. Deci nu era asta playroom, dar totuși am aflat ceva despre acest părinte. Nu era chiar ce se credea că e. Oh. Hey! Hey, who's there? Oh. No, 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 no. Ai grijă, te rog. L-am văzut. Scoateți pistolul sau ceva. Vezi că fuge. Fuge, 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 fuge. Scoateți pistolul. Am apăsat. Mama, trebuie să le ape... Voi știți cât de greu trebuie să faci? E greu! Oh my god! Stau cu mâna pe buton. Stau cu mâna pe buton. Ăla-i, l-am apăsat. Uuu, era să-i cadă! Dacă nu apăsam, îi cădea în cap. Hai, stau pe fază, stau pe fază. Aici afară, aici afară. Crezi că dacă ai închis aia o să mă sperii? Îți dă o secundă, frate, să apeși! Să-l duci acolo unde trebuie. Mâinile sus! Mâinile sus! Stai, oprește-te. Trenul, nu! Fuck, și pleacă. A plecat deja, n-ai ce să mai faci. Cred că ăla era criminalul, mă. Fuck, cred că ăla era criminalul. Aoleu, am fost atât de aproape. N-am avut ce să facem, a fost trenul. Marnie, headed to a house at 22 Huffman Road. Meet you there? Să mergem la o casă, yeah. Să investigheze, ne întâlnim acolo, da. Okay? E tot în regulă, relax sau dismissive? Uite ce am găsit. Hai să zicem ce am găsit. A găsit playroom-ul. No, not much, but he and Calvary. Ah, deci asta se întâmplă acolo, aducea prostituate. Interesting. There's more. Someone was creeping around Las Palmas. Curve nothing. I mean the place was Las Palmas. They bolted the second I made him. A fugit când i-am văzut. Ne întâlnim la casa aia. Iarăși o casă foarte creepy. Bă, de ce toate casele sunt așa de creepy aici? Chiar nu știu. Jones Residence. S-a necat și eu cu acolo puțin, nu știu de ce. A, îl ia pe ăsta, mă, l-a luat, vei vedeți? L-a luat pe fiind din pușcărie să ne ajute cu investigarea, cică. Să stai cu ochii pe el, să nu încerce ceva. Nu-ți fă niște idei. Bine te-am văzut. Well, I can't feel my fingers, if that's what you're asking. You gonna help me out or what? Văd că e foarte zâmbitor. Să-i scoată cătușele? Tight in cuffs, loose in cuffs. Hai să-l ajutăm. Here. Thanks. Poate va fi, poate so chiar ne va fi de ajutor. Aici a venit Adam după ce a plecat de la orfelinat. Aici Adam s-a născut. Nu s-a născut, doamne, aici a copilărit. Hai să vedem ce e în această casă. Habar n-am. Oricum, aici ne vom opri noi cu acest episod. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu Hidden Agenda, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like, apreciez foarte mult și chiar v-am zis, am rămas așa șocat când am văzut 12.000 de like-uri la episodul ăla, dar eu totuși apreciez foarte, foarte tare. Nu uitați să vă și abonați dacă sunteți aici noi pe canal, nu uitați că în descriere avem pagina de Instagram, dacă vreți să-mi dați și mie acolo un follow și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!